M-a luat așa o scârbă. În legătură cu domnul Cățu am stabilit așa. Sigur că să discuți la infinit, am văzut tot felul de emisiuni pe net, pe astea, dacă e important sau nu pentru România de azi, dacă s-a îmbătat Cățu și s-a urcat la volan cu 20 de ani în Statele Unite. Răspuns, nu. Nu. Nu despre asta este vorba. Eu mi-e greu să cred că vorba aia dita mai jurnaliștii, titrați, cu tare, șmecheri, totuși n-au înțeles despre ce e vorba și încearcă să o ducă într-o direcție în care se pară derizorie preocuparea. Adică, ai domne, contează ce a făcut Câțu, că de fapt aici ajungi. E important pentru noi, pentru România zilor noastre. Este important că acum 20 de ani Câțu s-a îmbătat și s-a urcat la volan în America? Nu! Ceea ce este important pentru România zilor noastre, care România zilor noastre și a zilor care urmează, sigur, nu va păți nimic bun, pentru că nu merită nimic bun. În România zilor noastre, important ar fi ca premierul să nu ascundă lucruri care nu-l avantajează, pe care le impută altora cu mult tupeu, cu multă garagață, dar le ascunde în cazul său. Laș se numește. E important în zilele noastre ca premierul să nu fie laș, de exemplu. Este. Fricos, de exemplu. Este. Mincinos, de exemplu. Este. Că atunci când ești confruntat cu situația, tu începi să spui, stați că de fapt e decât o contravenție, stați că de fapt e ca o amendă banală de circulație. Minciună. Minciună. Deci, pentru România zilelor noastre nu e important că vorba lui Gigi Becali, e un om important în România, am văzut de vreme ce toți, dar să vedem ce zice Gigi Becali despre. Sigur, Gigi Becali, la circumvoluțiunile pe care le are, și n-am nicio îndoială că are super circumvoluțiuni, Gigi Becali, a zis, ce mai că poate l-a înșelat Gagica și suferea. Păi da, poate că l-a înșelat Gagica și suferea. S-a îmbătat și după aia n-a mai știut ce face, s-a urcat la volan, bine că nu s-a întâmplat nimic. Ok. Dar după momentul de acum 20 de ani, au mai trecut 20 de ani în care te aștepți de la unul care să pretinde, să închipuie, arată non-stop cu degetul către alții, bă, să nu fie laș, să nu fie fricos, să nu fie mincinos. Că i-a trecut, mănuiesc, dacă l-a înșelat Gagica, i-a trecut între timp, știi? Deci, asta zic, nu e important ca bău Câțu cu 20 de ani în America, e important că acum, în zilele noastre, este laș, fricos, mincinos. Asta e important, de fapt. Și amnezic. Dacă ați observat, nimic nu-și mai aduce aminte. Bună ziua, dar în legătură cu... Nu știu. Dar în legătură... Nu mai țiu minte. Dar ce ați văzut? Nu mai știu, neam. Da, v-au pus cătușe? Bă, dacă nu știu. Da. Dar, mă, nu mai știu ceva, nu știu. Ceva, nu știu, frate. Eu n-am nicio... Nu știu. Nu știe. Nu știe, nu-și aduce aminte.